Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Argentina-Arabia Saudită s-a terminat 1-0. Argentina-Arabia Saudită a fost meciul care a deschis o zi plină la campionatul mondial de fotbal. Lionel Messi a executat elegant lovitura de la 11 metri și a înscris. Portarul a plecat înainte de șut, iar starul sud-american nu a avut deloc emoții. Este primul jucător al Pumelor care înscrie la 4 cupe mondiale. Lionel Messi are 35 de ani și va fi ultimul campionat mondial de fotbal la care participă. Până acum a jucat de 4 ori la această competiție. Iar cea mai bună performanță a fost în anul 2014, când naționala Argentinei a ajuns în finală. Starul lui PSG a avut probleme medicale înaintea partidei. Din cauza unor dureri la gleznă, Lionel Messi dăduse asigurări că totul este în regulă și că nu va rata primul meci de la acest mondial. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.